Toată ideea clipului de azi a venit practic tot de la voi, cei care ne urmăriți sau cei care apelează la noi cu încredere atunci când au probleme cu mașina. Sau probabil uneori sunt valabile ambele variante, că veniți și la noi și urmăriți și clipurile. De 5 ani aproape încercăm să aducem cât mai multă lumină, să zic așa, în domeniul auto, cu sfaturi, recomandări, un pic de divertisment din când în când. Însă, mult mai des decât ar trebui, tot auzim despre o grămadă de situații în care unii dintre voi sunt păcăliți, încărcați la factură sau, din păcate, de multe ori, înșelați la vânzarea unei mașini. Am observat un pattern. În majoritatea situațiilor, țintele sunt ori femei, ori puști de maxim 20 de ani. Motivul e destul de clar. Sunt aleși în baza lipsei de experiență, probabil. Chiar dacă de multe ori am întâlnit și femei care sunt foarte pasionate de domeniu și au de multe ori mai multe informații, poate, decât un bărbat. La fel de bine, am întâlnit o grămadă de puști de 19-20 de ani care au extraordinar de multe informații pentru că sunt pasionați, la fel ca noi. Prin materialul pe care îl veți vedea astăzi, vom face tot posibilul să venim cu cât mai multe sfaturi practice, concrete, prin care nu o să facem minuni, dar o să încercăm să facem în așa fel încât să scadă drastic șansele ca voi să fiți păcăliți. Din punctul meu de vedere, problema numărul 1 din domeniul servicii auto este că majoritatea proprietarilor de business se gândesc în primul rând să facă bani. În schimb, părerea mea e că ar trebui să se gândească să acopere o nevoie. Practic, trebuie să faci în așa fel încât să ajuți omul din fața ta. Dacă tu ai în primul rând interesul omului și câștigi încrederea, bineînțeles că pe termen lung o să-ți meargă bine afacerea, nu? Astfel, considerăm că este foarte importantă partea de comunicare și de transparență și hai să vă prezentăm situația actuală. Avem un Renault care a venit pentru o înlocuire de ambreiaj. A intrat mașina pe elevator, după care uisam. Preia tu. Până să demontez cutia, am constatat niște chestii. Haide să vi le arăt. Clientul mi-a spus că are și o mică pierdere de ulei și acea mică pierdere de ulei este o pierdere foarte, foarte mare de ulei odată. Nu știu dacă se poate vedea, dar putem filma și cutia, ca să vezi cum era cutia, doar cutia de viteze, plină de ulei. Efectiv, nu prea aveai ce să faci. Frânele, față, discuri și plăcuțe, neapărat. Amortizoarele, iar pe spate avem așa, o roată și a doua roată. Și din păcate, această problemă de pe spate vine și aia la pachet cu discuri și plăcuțe plus două etriere. În situația pe care tocmai ați văzut-o, am făcut un video, i-am trimis omului pe WhatsApp lista cu toate problemele pe care le are mașina. El trebuie să decidă dacă vrea să meargă mai departe cu reparația sau nu, ținând cont că costurile se pot apropia uneori de valoarea mașinii. A confirmat, a luat la cunoștință că are multe alte probleme și că vrea să meargă mai departe cu reparația. Așa că Wissam a dat mai departe și a dat cutia jos și a continuat cu ambreiajul. În sfârșit, despre situațiile din service, mai mult ca sigur că putem discuta mult și bine și o să revenim imediat și cu sfaturile din service de care v-am spus puțin mai devreme. Până una alta, vrem să dăm o tură până la prietenii noștri de la Autobig Consult, cu care noi considerăm că împărtășim cam aceleași valori din punct de vedere al relației cu clienții și acolo vom discuta cu Teo, care face parte din echipa Autobig din 2020, încă de la deschiderea showroom-ului. Practic vrem să extragem de la Teo cât mai multe informații bune pentru cineva care e în căutarea unei mașini, el a început de drum și ar vrea să înțeleagă cum funcționează sistemul. Teo, de ce crezi că ar trebui să țină cont cineva care e la început de drum și și-ar lua prima mașină, să spunem? În primul rând, ar trebui identificată nevoia. Unde folosește mașina cel mai des? Cu cine călătorește cel mai mult? De ce nu? Poate câți ani a
are de gând să o țină până la o ulterioară revânzare. Pentru că avem clienți care vin și spun, uite, asta e mașina pe care mă doresc, dar într-un an de zile vreau să o vând. Sau sunt clienți pe de altă parte care vin și spun, asta e mașina visurilor mele, vreau să o țin cel puțin 5 ani. Iar apoi cred că trebuie ajustate căutările și așteptările la bugetul pe care l-ai disponibil și la tipul de finanțare pe care îl dorești. De ce zic asta? Pentru că e foarte fain pentru noi să căutăm mașini care, nu știu, sunt ieșite din tipar, de exemplu. Dar cred că treaba noastră, în primul și în primul rând, este să prezentăm niște opțiuni viabile pentru contextul fiecărui client. Vă contactează și oameni care, unde este foarte clar că nu prea știu ce își doresc și efectiv vor o mașină nouă, dar nu e foarte clar neapărat. Categoric. Tocmai de asta este foarte important să discuți deschis. Crezi că omul ar trebui, înainte să vă contacteze pe voi, să-și facă un pic temele? Cu cât obținem mai multe informații din prima, cu atât e mai ușor. Și atunci e important foarte mult să discuți cu omul la început, să poți să fii în stare să-i dai opțiuni care să-i se încadreze pe de-o parte în buget, pe de-altă parte, în momentul în care se urcă mașină, să se simtă că da, asta e pentru mine. Și că folosește opțiunile, da, într-adevăr. Că vrei, de exemplu, cineva care a zis, uite, eu vreau mașina asta, nu mă interesează să o verific și nu mă interesează nimic. A, stai un pic, deci vă trimit unii clienți. Sunt duplat recent, de exemplu, da, un seria 3. Da. Avea un client și a spus că, uite, vreau mașina asta, nu vreau să mă verificați, vreau pur și simplu să vă duceți și să mi-aduceți. Pentru că am discutat cu dealerul care nu vine decât un alt dealer și obțin și o reducere de 500 de euro și atunci vreau doar să o luați. A, deci nu-l interesa nici... Probabil erau și kilometri ok, mă gândesc. Da, era o mașină destul de veche, nu știu, în 2013, de exemplu. A, ok. Adică nu te duce cu inima deschisă să spui da, asta e 100% bună. Fără verificare. Și atunci am discutat cu dealerul, am văzut că de fapt și de drept erau niște accidente în spate și am putut să justificăm de ce este nevoie să ne ducem cu echipa la fața locului și să verificăm, să facem un 360 tehnic estetic, să putem să pozăm din toate unghiurile, să-i verificăm istoricul și abia apoi i-am livrat-o. Doar că să o aduci în blind nu se justifică nici pentru client, pe de parte, nici pentru noi, pentru că automat noi, punând o garanție fiecare mașină pe care o aducem, trebuie să știm pe ce punem acea garanție. Da, corect. Și vă asumați niște lucruri. De curiozitate, oamenii când își aleg un model pe care și-l doresc și vă dau vouă o temă, să spunem, se gândesc la costurile care pot veni la pachet cu mașina, în general? Cred că impulsul este să negocieze foarte mult prețul mașinii. Puțin sunt cei care într-adevăr se gândesc mai departe și spună că aș avea nevoie să investesc în mașină X sumă de bani, astfel încât să știu că merg cu o mașină sigură. Mie mi se pare că foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit noi la service, asta o consider eu problema numărul 1, au 20.000 de euro și caută mașină de 30.000, 5.000 de la un prieten și încă 5.000 de la bancă, cumpără mașină clar de 30.000, nu se mai gândesc după aia. Chiar dacă și ia o mașină de 40.000 de kilometri, să fim serioși, n-are ce probleme să aibă probabil la 40.000 de kilometri, adică șansele sunt mici, dar o anvelope, o revizie, se apropie poate o revizie de cutie, oamenii nu gândesc lucrurile astea, de asta eram curios. Și de asta cred că e important ca în momentul în care îți alegi un partener de achiziție, să spunem, să discute cu tine toate treburile astea, pentru că e posibil să nu te gândești. Tu pur și simplu să-ți dorești mașina respectivă, dar să nu iei în calcul tot ceea ce vine la pachet cu ownership. Exact, și care poate veni la un timp destul de scurt în funcție de numărul de kilometri. Aș mai zice că e firesc ca atunci când îți alegi o mașină, să vrei să lucrezi cu niște oameni care fac ceea ce zic că fac, care îți prezintă mașina transparent, îi atașează o garanție, pentru că, pe de-o parte, vrei să lucrezi cu niște oameni care știi că lucrează la cele mai înalte standarde de vedere profesional, dar, în aceeași măsură, vrei să lucrezi cu niște oameni cu care simți că poți avea niște discuții deschise, în care te simți ascultat și în care ți se prezintă opțiuni care iau în calcul toate variabile care contează pentru tine. Perfect spus și chiar dacă ești un pic nehotărât, te ghidează să ajungi acolo unde tot tu îți dorești până la urmă să ajungi. Pentru cineva care vrea să-și cumpere în viitor apropiat o mașină, dar momentan doar a aruncat un ochi pe net și n-a știut în ce direcție să o apuce, ce îi recomandă să facă? Să apeleze la o echipă care face asta zi de zi, care răspunde întrebărilor sau poate temerilor pe care omul respectiv le are cu privire la ce ar putea să aibă mașina pe care mi-aș dori eu, oare de ce să nu mă duc eu în Germania, de exemplu, sau în Belgia, Olanda să mă cumpăr? De ce? De ce să nu mă duc eu acum? O dată trebuie să ajungi acolo, te-ai dus și ai văzut mașina, poate nu știi la ce să te uiți neapărat, pe de-o parte, pe de-altă parte poate ajungi acolo și îți spune că ok, mașina ți-a fost vândută sau descoperi că nu este ceea ce trebuia să fie. Și atunci ce faci? Mai stai o zi, mai stai două zile pentru că trebuie să cauți o altă alternativă. Pe de altă parte, nu ai certitudinea că ceea ce ai luat
este într-adevăr bun, că ai ajuns acasă și, nu știu, poate te lasă pe autostradă și atunci ce faci? În momentul în care ți-o cumperi singur, din nou, nu mai beneficiezi neapărat de garanția pe care ți-o oferă un dealer autorizat. Deci da, cred că în primul și în primul rând pentru convenience, pentru siguranța de a lua un bun corect din toate punctele de vedere și pentru transparența pe care o primești, pentru că știi exact la ce te înhami în momentul în care spui da, vreau să cumpăr. Din tot ce ai zis tu, clar și pentru costuri, că o săptămână ustură pe toată lumea, cred că. Încă un motiv pentru care să apelez la niște oameni care cu asta se ocupă este că tu ai un om dedicat 24/7 pe care îl poți suna cu orice întrebare pe care ai avea-o sau cu orice nelămurire. De asta ne place să spunem că devenim personal shopper în relația cu clientul și că nu ești singur în achiziții, ci suntem lângă tine, cot la cot și răspundem la absolut orice nedumerie. Deci din momentul în care un om vă contactează, rămâne cu aceeași persoană cu care ține, schimbă mail-uri și primește variante? Mail-uri, dacă se optează pentru mail-uri, deci mai multe ori suntem la un apel distanță, că totul se rezolvă mult mai mult unul la unul. De curiozitate, ați avut o situație în care un dealer să vă dea niște informații, voi să trimiteți echipa la fața locului și să vă treziți că nu era chiar așa? Bineînțeles. Serios? Asta e scopul pentru care ne trimitem întotdeauna colegii la fața locului. Da, dealer care spun că mașina e impecabilă, dă, nu știu, 1000 de euro ca să o rezervi, suntem destul de reticenți și atunci preferăm să ajungem cât mai repede să putem verifica. Pentru că, nu știu, se întâmplă să îi pui testul de vopsea și să vezi că o portieră e revopsită. Dealerul spunând? Că e impecabilă. Că n-a avut nicio intervenție. Și unul de dealeri mari. Nu mă așteptam să fie și de la dealer o situație de genul ăsta. Mulțumim mult, Teo, pentru toate informațiile de azi și pentru experiențele pe care le-ați împărtășit cu noi. Și noi mulțumim, Bogdan, că ne-ați vizitat. Până data viitoare! Iar acum urmează partea interesantă. Vor urma două categorii de sfaturi. Odată vor urma sfaturi legate de întreținerea mașinii și cum să aveți grijă de ea, după care vor urma sfaturi legate de cum decurge colaborarea cu un serviciu, să zicem așa, sfaturi pentru care probabil ne vor urâ mulți mecanici, dar să-i dăm mai departe. 1. Faceți revizia de filtre și ulei la fiecare 10.000 de kilometri, mai ales dacă mergeți mai mult în oraș. Aproape nimeni nu ține cont și de orele de funcționare ale motorului, nu doar de kilometri. Gândiți-vă că stați foarte mult bară la bară și motorul funcționează, nu? 2. Solicită măcar o dată pe an, poate chiar cu revizia de filtre și ulei, o verificare a mașinii din bară în bară. Mulți dintre voi când vin la o verificare rămân surprinși de fiecare dată. Mamă, câte chestii s-au adunat. Dar când ai făcut ultima verificare? Păi eu de vreo 3-4 ani doar am schimbat uleiul și filtrele. E normal să fie ținute din scurt mașinile. 3. Dați atenție mașinii. Se aude ceva în plus. Miroase ceva. Scoate fum mașina. Bate ceva la o roată. Nu o lăsați așa. Foarte multă lume mai merge o vreme așa. Mergeți imediat la un mecanic să vadă despre ce e vorba. 4. Când vă dați seama că se întâmplă ceva cu mașina, luați legătura cu mecanicul vostru sau cu serviciul la care duceți mașina. De multe ori pare că mai merge, dar de fapt o să ieșiți mai ieftin dacă luați o platformă. 5. Înainte de plecarea la un drum mai lung, un drum mai lung putem să-l considerăm peste 100 de kilometri, spre exemplu, faceți niște verificări banale. Și aici aș vrea să vă rog pe voi să scrieți voi jos în comentarii ce verificați înainte să plecați la un drum mai lung. Am încredere că știți despre ce vorbesc. 6. Documentează-te puțin referitor la modelul tău de mașină. Spre exemplu, EcoBoost-uri nu duce distribuția mai mult de 100.000. TSI-uri. Și acolo cu lanțul apar probleme de fiecare dată. TFSI-urile mănâncă ulei. 2.2 de la Mazda. La 2.2 de la Mazda trebuia să schimb șaibele de foc odată la nu știu câți kilometri. Dar eu de unde era să știu? Trebuie să vă documentați voi în primul rând, pentru că așa e normal. Și acum, stimate domn Sorin, referitor la alternatoare și electromotoare, ce sfaturi să le dăm oamenilor? Nu le reparați. Luați platforma. Să treacă măcar la o măsurătoare din 6 în 6 luni. Sau să ia la 200.000 sus, dar trebuie măcar trecut la o măsurătoare și să o ascultăm cum pornește. Și pentru pasionații de Ford. Hai să vedem ce zice Dragoș. Dragoș, auzi ce am zis. N-am auzit. Pentru oamenii pasionați de Ford, care vor să-și achiziționeze un Ford, ce le transmiți? Da, mare grijă la pierderile de ulei. Ăla-i Volkswagen. Ăla-i Volkswagen, dar nu contează. Uisame, fii atent. Crezi că există mașină la 1300-1400 de euro
cu ceva opționale cu care să mergi în oraș decent din punctul A în punctul B și să poți să o hărtănești să nu-ți pese de ea? Nu cred că există așa ceva. Sigur? Sigur. Trebuie să intri pe următorul clip de membri. Intrăm. Și acum partea neplăcută, bine, plăcută pentru noi de fapt. Sfaturile legate de interacțiunea cu un service. Numărul 1. În momentul în care mergeți la o constatare, dați-le celor de la service sau mecanicului, dați-le tot istoricul mașinii, tot ce știți voi despre mașină, ce știți că s-a făcut și dați-le și inputul pe care îl aveți de la volan. Auziți ceva pe stânga, se aude un huruit. Ajută super mult lucrul ăsta. Nu e normal să mergeți, să lăsați cheia și să ziceți, fă-mi și mie o verificare. Ajută foarte mult inputul vostru. 2. Dacă vorbim despre o operațiune care durează puțin, o revizie, un schimb de discuri și plăcuțe de frână, vorbiți cu serviciul sau mecanicul la care mergeți și întrebați-i dacă puteți să asistați. Astfel, puteți să discutați cu ei și să vă dea și niște sfaturi de viitor. Și tot aici mai urmează o chestie destul de interesantă pe care nu am vagă idee cum o vedeți voi. Dar hai să vedem cum o văd băieții. Mai stă domnul roșie acolo. Cum te simți când cineva stă mega lipit de tine să verifice ce faci? Unul la mână că nu prea ai aer și plus de alta trebuie să fii foarte atent să nu-l murdărești, că nu poți să zici neapărat că suntem în brutărie și îl fac de făină sau ceva. Poți să... Adică trebuie să încerc să nu mă împiedic de tine sau ceva. Gândește că eu acum aș vrea să mă întind după un șurub ceva și te calc pe de așa e alb. Cred că m-a călcat Wissam mai devreme. Vezi? Dacă nu te-ai învățat. Cum te simți când un client stă pe capul tău la jumătate de metru? Lasă. De ce? Pentru că nu face plăcere. De ce? Vrem să știm ce te deranjează. M-am învățat așa și simt o presiune inutilă, că dacă greșesc, dacă se întâmplă ceva, chiar dacă nu are cum să se întâmple treaba, adică și dacă aș greși, nu e ca și cum l-aș pune pe tine să plătească o chestie, dar mă simt, nu știu, simt... Ai ceva de ascuns? Nu. De fiecare, uite, de exemplu, la mașina asta s-a dat cutia jos de două ori. Dacă ai fost clientul aici, ar fi văzut ce se întâmplă, dar că tot nu mi-aș făcut plăcere să stea lipit de mine, cu toate că o să-i spun că din s-a produs o chestie, a trebuit dată cutia jos din nou, timpul nostru, piesa noastră și tot așa. Cum ți se pare dacă un client în timp ce lucrezi stă așa? Scuză-mă că te-am călcat, n-a fost ăsta scopul. Periculos. De ce? Nu stă la rugete, nu știu, după aici. Dar îți face plăcere? Nu pot să zic neapărat că mă deranjează, dar nici nu-mi face plăcere. Îmi face plăcere pentru că sunt atent la ce fac aici. Și îți distrage... Nu vreau să pune nimeni din vamă de la Bulgar de aici, să zic că vezi că nu mai pornește. Ce fac? Că tu mi l-ai reparat? Deci simți că îți distrage atenția. Îmi distrage atenția și da, uneori sunt care nici nu-i vezi lângă tine, dar sunt și unii care, nu știu, te întrerup de foarte multe ori din ceea ce faci și mi s-a întâmplat să nu să uit să pun o piesă, dar să nu o montez cum trebuie și să la final, la probă, să am probleme și să trebuiască desfac iar, să e reiau procesul. Ce s-a schimbat aici? Aici am schimbat rulmenții, bușa de rulmenți și o să schimbăm și furia, nu știu dacă avem timp. Ok, pa, pa! Ai văzut dacă mai ține de urmă? Bălică, dacă un client vine în timp ce lucrezi la mașină și stă aici, e ok? Nu e ok deloc. De ce? Încurcă desfășurarea activității. Nu încurcă, fii atent! Tot încurcă. De ce? Din cauza pentru că mi-atrage atenția, în primul rând. E primul lucru, adică nu mi-atrage atenția că zice ceva. Poate tace din gură omul, dar faptul că există el că stă acolo jos și tu lucrezi aici și te concentrezi, îmi dau seama că fiecare are sentimente pentru mașina lui și atunci stă așa cu ochii măcar, mișcă ochii stânga-dreapta. Și dacă mă uit o dată și l-am văzut... Simți presiune. Simt o presiune și atunci nu e ok. Din punctul nostru de vedere și al meu, nu e ok. Cel mai bine să stea la recepție, undeva liniștit, relaxat. Cafeluță. O cafea, un film, o discuție și el stă relaxat, că nu se tensionează, poate se înțeleagă degeaba. Și eu stau relaxat și îmi văd de treaba mea și nu... Și între timp poți să-i schimbi, să-i pui altă cutie pe mașină. Ca și concluzie. Nu avem absolut nimic de ascuns și cred că ați observat deja lucrul ăsta și cred că sunt foarte mulți oameni care n-au nimic de ascuns. Poate să vă trimită poze, poate să vă trimită videouri, poate să vă cheme din când în când sub supravegherea lor, dar nu e normal să stați în jurul elevatorului, pentru că vorbim și de protecția muncii și vorbim de multe alte lucruri care se pot întâmpla. Dar trebuie să faceți diferența dintre cineva care are ceva de ascuns și cineva care
nu se simte comod că stați pe capul lor. Sfatul numărul 3. Dacă mergeți, spre exemplu, la o revizie de filtre și ulei și nu rămâneți acolo pe parcursul lucrării și vreți să vă asigurați că se schimbă, pentru că sunt tot felul de mituri că s-au schimbat, că nu s-au schimbat, cereți să vedeți la final piesele vechi și cereți să vi se păstreze și recipientul vechi de ulei, pentru că mai rămâne tot timpul puțin, ca să puteți completa. La fel puteți să faceți și dacă este o lucrare mai mare. Solicitați să vi se păstreze piesele vechi, să le puteți vedea și voi la final când aveți discuția cu mecanicul. 4. Și probabil cea mai dureroasă. Cea mai neplăcută situație este atunci când lăsați mașina undeva, vi se comunică un cost, 1800 de lei, 2000 de lei, nu contează, ajunge să ridicați mașina și aflați că e 4000 de lei. Mi-au povestit minim câteva sute de persoane situația asta și într-adevăr e una neplăcută. Sfatul meu ar fi, atunci când lăsați mașina pentru o lucrare, să vorbiți cu oamenii și să-i rugați în felul următor. Dacă apare ceva extra, dacă apare o piesă care trebuie înlocuită, dacă observați încă ceva, puteți, vă rog, să mă țineți la curent și să-mi trimiteți câteva poze și un video explicativ. Astfel, puteți avea un control asupra situației și puteți vorbi cu mecanicul de acolo să vă sfătuiască, în funcție de cât de gravă e situația, dacă trebuie să faceți acea lucrare extra acum sau nu. Astfel, puteți să nu vă găsiți în situația de a vă împrumuta de bani doar ca să trebuiască să reparați mașina în momentul respectiv. Și acum, bonus! Uisam! Cum te prinzi dacă cineva alalter ți-a făcut revizia la mașină sau nu? Păi e simplu, verifici filtrul de aer și vezi dacă este înlocuit. Deci în cazul ăsta avem 1, 2, 3, 4, 5 șuruburi. Exact. Noi considerăm că relația dintre client și service tot timpul va trebui să se bazeze pe corectitudine, transparență și foarte multă comunicare. Am vrea să ne spuneți acum jos în comentarii ce vă doare la relația cu mecanicul vostru, ce vă doare la relația cu serviciul la care mergeți. Scrieți jos în comentarii și ne va ajuta pe toți acest schimb de informație. Și nu uitați că dacă țineți cont de sfaturile pe care vi le dăm, chiar puteți să îmbunătățiți și voi această relație.